Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm să fim din nou împărtășie în casa Domnului la o zi de sărbătoare pentru aceste familii care își aduc copiii la binecuvântare, dar suntem și la un timp de închinare, de sărbătoare a sufletului nostru în prezența Creatorului, în prezența Celui care ne-a mântuit, Celui care ne-a creat, dar mai presus de toate ne-a pregătit o împărăție veșnică. A Lui să fie lauda și slava acum și în toți vecii. Amin. Acum vă invit să ne ridicăm, să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în cartea Iosua, capitolul 20. Vom citi cele 9 versete care alcătuiesc acest capitol. Iosua, capitolul 20. Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: hotărâți-vă, cum v-am poruncit prin Moise, cetăți de scăpare, unde să poată fugi ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie, fără să aibă de gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății acelia. Ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Ei au pus deoparte Chedeșul în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul în muntele lui Efraim și Chiriat Arba sau Hebronul în muntele lui Iuda. Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Bețerul în pustiu, în câmpie, în seminția lui Ruben, Ramot în Galaad, în seminția lui Gad, și Golan în Basan, în seminția lui Manase. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui, înainte de a se înfățișa înaintea adunării. Amin. Vă invit să vă reașezați. Un subiect tot mai actual. Cetatea de scăpare, Miclat. Până acum poate nu am realizat foarte mult cât de necesar este, cât de important este, însă o să vă dau câteva exemple pentru a înțelege actualitatea, importanța, valoarea cetății de scăpare. Miclat însemna refugiu. Nu știu dacă ați făcut caz la subiectul cântărilor, subiectul îndemnurilor, toate erau legate de cetățuie, un loc de adăpost, un refugiu. Asta este Domnul pentru noi, locul nostru de adăpost. Refugiu. Am fost de atâtea ori în Ucraina, când sună sirenele, oamenii știu imediat, trebuie să fie instruiți, așa cum avem un plan de evacuare, oamenii sunt instruiți, mai ales în Israel, unde bombele sunt la ordinea zilei de zeci de ani, toți au în minte acest cuvânt, Miclat. Miclat înseamnă refugiu. Unde să te ascunzi, unde să te adăpostești când sună sirena, când sună alarma, când vine pericolul, când vin bombele, când vine vrăjmașul, când moartea e acolo și bate la ușă. Și primul lucru, când sună sirena, oamenii caută locul de adăpost, lasă deoparte cafeaua, lasă deoparte mâncarea, computerul, telefonul, arunci totul, fugi. Din ce în ce mai mult se construiesc astăzi aceste adăposturi, chiar și în lumea privată, buncărele antiatomice. Cineva care construiește spunea că cererea a crescut exponențial în vremea aceasta. Nu există capacitate de construcție, câtă cerere este. Oamenii caută un loc de adăpost, un loc de scăpare, un buncăr antiatomic. Și acum
De la războiul rece încoace, din anii 1990, să știți că și Italia, ca și multe alte țări, este plină de locuri de adăpost, de refugii din astea subterane, antiatomice, dar n-a interesat pe nimeni, nimeni nici nu știe măcar unde sunt și există, dar o să vedeți că în curând, cam toată lumea o să fie interesată, fiecare o să spună, știi pe unde este cumva? Știi unde am putea alerga să ne adăpostim și noi? Pentru că pericolele sunt la ordinea zilei și asta o să încerc să explic ce se întâmpla la evrei, pentru că Dumnezeu cu mii de ani a vorbit despre asta și i-a învățat, i-a educat pe evrei că există un loc Miclat, cetatea de scăpare, în care atunci când ești amenințat, în momentul în care ești urmărit, ai un loc de adăpost, ai un loc unde măcar temporar să fii adăpostit. Ultima dată când am fost în Ucraina, întreba chiar de fratele Vitalii, el are nepoți, nepoate, și întreba, merg copiii la școală? Și au spus, da și nu. De ce? Pentru că dacă școala are buncăr antiatomic, copiii merg la școală, dacă nu, stau acasă. Pentru că lipsește locul de adăpost, lipsește garanția, siguranța. De aceea, astăzi mai mult ca oricând, lumea are nevoie de siguranță. Are nevoie de un loc de adăpost, are nevoie de o cetate de scăpare. Și sunt aici să vă prezint cetatea de scăpare care pentru noi este Domnul, cetate tare în vremea rea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar pentru a înțelege cum funcționează, trebuie să vedem ce a însemnat atunci și acolo cetatea aceasta de scăpare. Primul rând, vorbim de greșeli. Un om omorât din greșeală pe un alt om. Să presupunem că era undeva la lucru, în pădure, tăia un copac cu toporul sus, cădea toporul în capul celuilalt, murea. Vinovat sau nevinovat? Exista o lege, Lex Talionis, legea talionului, care spune așa pentru evrei, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. Adică dacă tu, indiferent cum ai făcut, ai scos un ochi cuiva și ție trebuie să ți se scoată un ochi, ca să fie dreptate, să fie echitabil. Ei, când era vorba de viață, același lucru era. Ai omorât pe cineva, plătești cu viața ta, mori și tu. Și intervenea ruda decedatului, devenea răzbunătorul sângelui, care trebuia să pornească ceea ce numește, și este tot mai actual acest termen pe care îl vom auzi, faida. Faida, răzbunarea, reglarea de conturi. Ai omorât? Trebuie și noi să-ți facem la fel. Ruda cea mai apropiată a victimei acelui ucis trebuia să facă dreptate, trebuia să urmărească. De aceea omul care din greșeală omora pe altul nu putea să mai stea pe gânduri, nu mai putea sta la îndoială, nu mai putea sta să spună mă duc până acasă, mă duc să-mi iau alte haine, mă duc să mă schimb, mă duc întâi să mănânc, mă duc să beau o cafea întâi, mă duc să... Nu mai aveai timp de nimic altceva. În primul rând exista o urgență. Pentru că în acea cetate de scăpare se asigura protecție numai în momentul în care intrai în ea. De aceea omul care... vinovatul, nevinovat, trebuia să fugă acolo, știind că putea fi urmărit oricând, putea fi ajuns oricând. Deci nu mai conta nimic. Era o urgență extremă. Astăzi vreau să spun că sufletul nostru este într-un pericol extrem. Noi dacă vorbim despre un răzbunător al sângelui, vorbim despre cineva care ne urmărește, care să ne ia viața, să știți că diavolul este pe urmele noastre. Diavolul este pe urmele noastre și el are un singur scop, să ucidă, să prăpădească. Așadar, nu avem timp să ne mai gândim, să mai amânăm, să mai spunem, vom asculta altă dată povestea asta, e vorba de o urgență, scapă-ți sufletul, fugi, omul de acolo trebuia să fugă în momentul în care și-a dat seama, mă așteaptă moartea, mă așteaptă judecata, sunt vinovat, trebuie să încerc, nu mai există timp de nimic altceva. Nimic altceva nu mai contează. De aici încolo trebuie să fug și prima dată trebuie să fug în cetatea de scăpare. De aceea, erau 6 cetăți de scăpare.
Dumnezeu a rânduit că leviților sau seminția lui Levi, neamul preoțesc, nu trebuiau să aibă alte proprietăți, alte terenuri, dar lor li s-au dat 48 de cetăți. Din aceste 48 de cetăți, Dumnezeu le-a spus, alegeți 6 cetăți, le-a dat și numele și vom discuta și despre numele lor, 3 sus, 3 jos, în așa fel încât trebuiau poziționate strategic. Oriunde te aflai în Israel, în orice poziție te-ai fi aflat, distanța dintre tine și o cetate de scăpare trebuia să fie cel mult jumătate de zi. Adică în câteva ceasuri puteai să ajungi la cetatea de scăpare oriunde te aflai în Israel. Ele n-au fost puse undeva în centru, n-au fost puse în nord sau în sud, ci au fost împrăștiate în așa fel încât oriunde erai să fie ușor accesibil, ușor de găsit. Disponibilitate. De aceea când vorbim despre mântuire, vreau să spun că e o chestiune de urgență. Scăparea sufletului tău e o chestiune de urgență. Din partea lui Dumnezeu există disponibilitate. Nu pot să spui, da, m-aș duce, dar nu pot să ajung. Dar e prea departe, nu-i prea departe. Este aici lângă tine, este accesibil. Trebuie doar să vrei, doar să alergi. Drumul către cetate, de la început s-a spus lucrul acesta. Dacă celelalte drumuri puteau să mai fie dărăpânate, puteau să mai fie bariere, puteau să mai fie, așa cum se întâmplă și în drumurile din zilele noastre, să mai stea poliție, să mai stea cineva, să te mai ia la control, s-a dat lege. Drumul spre cetatea de scăpare trebuia să fie un drum liber, fără nicio piedică. Trebuia să fie mereu întreținut. Dacă ar fi să vorbim în termenii noștri, să fie mereu asfaltat, să fie mereu bun de mers, să n-ai nicio piedică, să nu spui m-am împiedicat, m-am dus, dar nu, era asta, e că s-a întâmplat ceva cu drumul. Drumul spre cetatea de scăpare devenea drumul cel mai important. Cetățile de scăpare deveneau cetățile cele mai importante din Israel și drumul către ele erau cele mai importante drumuri. Indicatoare la tot drumul erau și indicatorul pe care era scris tocmai Miclat, cetate de scăpare. La orice intersecție de drum, marele preot și leviții trebuiau tot să pună aceste indicatoare care trebuia să-l ajute pe cel vinovat să alerge, să fugă, să ajungă în timp, să nu spună m-am rătăcit, n-am știut, am vrut, dar asta e. Nu. Trebuia indicator la orice intersecție. Drumul trebuia să fie mereu deschis. Odată intrat pe poartă, vinovatul primea o imunitate temporară. Omul trebuia să meargă acolo și înainte de a intra, omul trebuia să povestească întâmplarea. Aceste cetăți erau cetăți de preoți, de leviți, oameni care se rugau pentru alții și aveau anumite obligații. De aceea, când ajungea acolo, bătea la poartă, se prezenta și începea să expună cazul lui. Să spună, uite ce s-a întâmplat, eram la lucru, lucram, dintr-o dată s-a întâmplat, am omorât pe cineva. El prezenta situația, acel grup de bătrâni, comitetul, asculta pe omul acela și îl primeau înăuntru, îi ofereau adăpost. Până când se făcea un proces. Venea răzbunătorul sângelui și cerea proces, spunea, probabil erau dușmani. Și atunci, omul acela era protejat pentru un timp, dar nu pentru totdeauna. Însă, Miclat, cetatea de scăpare, era în primul rând un loc al pocăinței. Este ceea ce numim noi mărturisirea păcatelor. La poarta cetății, el trebuia să-și mărturisească vinovăția, greșeala lui. Uite cu ce am greșit, n-am fost atent. Mi-a scăpat pietroiul, mi-a scăpat lemnul, mi-a scăpat toporul, mi-a scăpat unealta care o aveam. N-am fost atent, a căzut scara, s-a întâmplat ceva. Trebuia să mărturisească greșeala lui, trebuia să fie sincer și în baza sincerității lui și a mărturisirii lui, era acceptat, cel puțin temporar, să intre în cetatea de scăpare. Și acolo, în cetatea de scăpare, cel puțin pentru o vreme, era într-un loc sigur, era la adăpost. Și asta nouă ne sugerează faptul că atunci când venim la Domnul, doar când ajungem la El, suntem într-un loc de adăpost, suntem la un loc sigur. Dar când venim la El, trebuie să venim cu sinceritate. Trebuie să venim să ne mărturisim greșeala, păcatul nostru, să acceptăm ceea ce am făcut.
Cetatea de scăpare asigura o judecată dreaptă din partea adunării pe bază de marturi și de probe. Adică acei oameni nu judecau pe bază de emoții. Nu se uitau, ce plânge omul acesta, e disperat, e distrus, sărmanul, hai să ne fie milă de el. Sunt niște lecții pe care le vom învăța de la cetatea de scăpare și una este judecata pe bază de probe, pe bază de martori. Nu că am auzit, nu că ne-a impresionat, noi românii suntem foarte emoționali, judecăm cel mai mult, noi judecăm 90% din judecățile noastre, sunt la nivel de emoții, de nervi. A, ne-a plăcut, ne-a impresionat, simpatic, antipatic și cam atât, dar nu probe, nu nimic, martori, nu ne interesează. Ei, acolo, în cetatea de scăpare, nu mergea cu lacrimi, nu mergea, eu nu cred în lacrimi. Noi judecăm, vine unul, zice ceva și noi spunem, da, așa este. Mie mi se întâmplă de multe ori, mă sună câte cineva, dacă vrea să zică ceva împotriva celuilalt, vine și spune, frate, a făcut asta, a făcut asta. Tu ce zici? Eu obișnuiesc totdeauna să zic, eu nu zic nimic. Cum să nu zici nimic? Dar a făcut asta. Zici tu că a făcut asta. Deocamdată zici tu. Eu n-am ce să zic pe baza ce zici tu. Dacă vrei să zic și eu ceva, luăm și persoana cealaltă, o punem față în față, ascult pe unul, ascult pe celălalt, aduceți martori, aduceți probe și după aia zic și eu ceva. Asta înseamnă judecată. Că așa vine unul și plânge și spune, vai ce mi-a făcut, și când îi spui adul pe cealaltă, nu, dar să nu mai știe nimeni, dar să nu verească Dumnezeu că eu nu mă duc la înfățișări, stai acasă. Dacă nu vrei la înfățișări, dacă nu vrei, deci judecata trebuie să fie o judecată dreaptă, de aceea bătrânii cetății nu trebuiau să fie impresionați de lacrimi, de haine, de uite, eu am 30 de ani, am 5 copii acasă, dar ce fac eu, dar am datorii, dar am probleme, dar am un copil nu știu cum, dar am 3 copii altfel. Nu mergea pe criterii de genul acesta. Se mergea pe probleme. Ești vinovat sau ești nevinovat? Ești sincer sau nu ești sincer? De aceea ei asigurau o imunitate temporară până la proces. Ei trebuiau să spună, omul nu trebuie să fie omorât fără să fie ascultat, nu trebuie să luăm o decizie, nu trebuie să-i punem capăt vieții doar pentru că vine cineva cu piatra și strigă tare după el. Trebuie să-i asigurăm omului libertatea și posibilitatea de a se apăra, de a-și apăra nevinovăția, de a spune, n-am vrut. N-am intenționat, s-a întâmplat, a fost doar o întâmplare. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, cetatea de scăpare asigura o judecată dreaptă din partea adunării. Apoi, cetatea de scăpare pretindea respectarea limitelor cetății. Era ca un fel de arest la domiciliu. Nu puteai să ieși în afara cetății. Tu aveai imunitate, aveai protecție, aveai adăpost doar câtă vreme rămâneai în perimetrul cetății. Când erai în afara ei, nu mai conta statutul tău. Dacă erai în afara cetății și erai vinovat, puteai fi oricând ucis, fără ca cel care te ucidea, răzbunătorul sângelui, să fie vinovat. Deci era obligația ca acel om să rămână acolo pe un timp, un termen limitat și nelimitat în același timp. Adică nelimitat în sensul că nu se știa când va ieși de acolo, dacă va ieși de acolo, dar exista totuși o limită. Nu era vorba de ani, nu era vorba de zile, era vorba de altceva. Omul acela putea ieși din cetatea de scăpare doar la moartea marelui preot. Și vă gândiți că toți vinovații care erau în cetate de scăpare, cam ce rugăciuni făceau în fiecare zi? Se spune că mama marelui preot, fiindcă știa realitatea, se purta foarte frumos cu acești oameni, le dădea haine, le dădea de mâncare, făcea ca totul să le meargă bine, să nu-și dorească atât de mult moartea marelui preot. Vedeți, pare un paradox, dar multe lucruri din cetatea de scăpare arată ce se întâmplă la nivel spiritual și arată niște realități din Noul Testament. Și anume faptul că există o moarte substitutivă. În momentul în care cineva a murit, tu ești liber, începe o nouă viață. Iisus Hristos, ca mare preot, a murit și cu moartea Lui, prin moartea Lui, noi am primit viață. Nu-i așa? Pare absurd.
Dar exact același lucru se întâmpla în cetatea de scăpare. Vestea morții, pentru unii oameni, era cea mai mare veste. Nu era mai mare bucurie pentru acei oameni care erau acolo în arestul acela, în cetatea de scăpare. Nu era mai mare veste ca asta decât să audă într-o zi: a murit marele preot, slavă Domnului! Asta am sărbătorit dimineața la cina Domnului. De asta pentru creștini, moartea marelui preot a devenit cea mai mare veste. Cea mai mare sărbătoare. Cea mai mare bucurie ne-a dus nouă moartea marelui preot, pentru că odată cu ea, noi am primit o a doua șansă, harul celei de-a doua șanse. Slăvit să fie Domnul! Cetatea de scăpare însă proteja și familia victimei de vederea criminalului. Gândiți-vă că murea un om care avea copii, care avea soție, care avea părinți, avea frați, avea surori. Și într-un fel Dumnezeu a gândit și era logic, era ca un fel de închisoare asta, dar îi proteja și pe acei oameni, pentru că ei purtau deja o rană, o durere în suflet. A murit cineva drag, din vina cuiva, vină, nevină, cum a fost, dar a fost. Și oricum, dacă l-ar fi văzut în fiecare zi pe omul acela, era ca un cuțit care se învârtea mereu în rana lor, în inima lor. De aceea Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a gândit că e mai bine pentru o vreme acel ucigaș să fie ferit de privirile familiei victime, să nu se întâlnească, să nu le mai răscolească mereu și mereu niște amintiri. Și de asta, dintr-un anumit punct de vedere, era și asta. Însă, în cetatea de scăpare, nu se putea cumpăra intrarea în cetatea de scăpare. Adică nu putea veni un, nu dau niciun nume că e mai bine, dar să vină un milionar, un miliardar să spună: da, sunt vinovat, dar hai că fac eu aici ceva, vă construiesc, donez, sponsorizez ceva la voi și lăsați-mă să intru. Oamenii aceia trebuiau să fie niște oameni integri, care trebuie să spună: dreptate e dreptate și nu ne uităm la bani când e vorba de dreptate. În aceeași măsură, nu putea nici ucigașul să vină, sau celălalt, răzbunătorul sângelui, cel care îl vrea mort pe celălalt, să vină: vă dau bani, mai dați-mi ca să fac eu dreptate. Judecata nu era pe bază de alte criterii, ci era doar pe bază de dreptate. Însă, revin la faptul că moartea marelui preot iniția, dădea startul unui nou început. Vă gândiți ce bucurie aveau cei oameni, că ei puteau să stea zeci de ani. Puteau sta zeci de ani în cetatea aceea, n-aveau voie să iasă, nu puteau să zică: mai mă duc eu pe acasă, mai văd casă, mai văd copii. Nu, acolo trebuia să stai. Și pentru ei cea mai mare veste era moartea marelui preot, și când se dădea acest semnal, această veste bună, iată că moartea marelui preot devenea vestea cea bună pentru cei care erau în cetate de scăpare. Pentru noi astăzi, vestea cea bună este că Domnul Iisus Hristos a murit, a murit pentru păcatele noastre. A înviat a treia zi, s-a înălțat la dreapta cerului și acum ne așteaptă, pentru că ne pregătește o împărăție, binecuvântat să fie numele Lui. Însă vreau să mă întorc la cetatea de scăpare, să vedem că sunt câteva lecții de învățat. Nu-i totul, nu putem face o analogie completă, precisă, totul este exact, dar sunt câteva lecții pe care le putem învăța de acolo. Eu cred că, în primul rând, cel care a trecut pe acolo, după 5 ani, 10 ani sau 20 sau 30 de ani de cetate de scăpare, eu cred că omul acela la final ar fi spus: cea mai mare lecție a vieții, cea mai mare lecție pe care am putut să o iau de la viață a fost timpul petrecut aici. Am avut de învățat multe. Și vreau în această zi, fără să fim nevoiți să trecem vreodată pe acolo, să învățăm și noi ceva. Să învățăm câteva lucruri fundamentale. Ce putem învăța de la cetatea de scăpare? În primul rând, există și greșeli extrem de mari și grave. Biblia face distinție între greșeală, adică un rău făcut
involuntar, fără intenție, fără să vrei, fără să te gândești, fără să te aștepți, fără să știi care sunt consecințele, fără să vei. E o greșeală. Și sunt păcatele cu premeditare sau uciderea din culpă. Acum și codul penal prevede diferența asta, omicidiu colposo și cel intenționat, voluntar, premeditat. Se face diferența asta. Însă să nu credeți că greșelile, nu, sunt și greșeli extrem de mari și grave. Omul acela a greșit, dar greșeala lui a dus la moartea cuiva. Și asta pe mine mă face să mă gândesc, să am grijă că pot greși greșeli fatale, adică extrem de grave, cu consecințe extrem de grave. Biblia spune că dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Vorba românilor, în general, când le predici Evanghelia, când le spui că trebuie să se pocăiască, este cam asta, replica lor este asta: n-am dat în cap nimănui, n-am ucis pe nimeni. Oare chiar așa să fie? Vreau în seara aceasta încă o dată și încă o dată să vă amintesc că atunci când urăști pe cineva, ești un criminal. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Atunci când vorbești pe cineva de rău, când defăimezi, când ponegrești, cu limba ta poți ucide și devii un ucigaș. Ai o greșeală, n-am știut, eu am glumit, am zâmbit, eu am făcut așa, dar poți să distrugi un suflet, poți să provoci un dezastru în sufletul cuiva, în viața cuiva, și din ce în ce mai mult bulismul, așa cum mi se spune, știți că e o problemă destul de gravă, sunt tineri, sunt adolescenți care își pun capăt zilelor pentru vorbe pe care le spun colegii lor. Sunt sau nu sunt acei adolescenți criminali? Cei care vorbesc pe alții de rău, fără probe, doar așa, că li s-a părut, că au auzit, că s-au bucurat că au auzit și duc mai departe, sunt criminali sau nu sunt? Când lovești, când rănești sufletul cuiva, emoțiile cuiva, sentimentele cuiva, devii un criminal sau nu? De asta cetatea de scăpare trebuie să fie o lecție de viață pentru noi, să fim foarte atenți, să nu spunem, da, eu n-am vrut, eu n-aveam nicio treabă, nici n-am știut, nici n-am văzut măcar, a căzut lemnul peste el, nici, abia după aia am văzut că e mort. Da, se poate întâmpla, însă ești vinovat, ești ucigaș, adică criminal. Da, e greșeală, ai spune, e greșeală, dar uite că sunt greșeli care au consecințe dezastruoase și Biblia nu spune, a greșit, asta e, gata, e nevinovat. Nu-l tratează nevinovat. Plătești. Pentru că acea cetate de scăpare era ca un fel de temniță în care ești închis, oricum e un loc de pedeapsă. Pentru un timp, nu se știe cât, disciplinat, izolat, retras, nu mai ești cu familia, stai acolo și aștepți. Și de asta spun, cetatea de scăpare devenea o lecție de viață, trebuie să fiu foarte atent. Dacă am o piatră în mână, să fiu foarte atent ce se întâmplă cu piatra pe care o am în mână. Dacă am un topor în mână, să mă gândesc ce se poate întâmpla cu el, nu să spun, asta a fost. Dacă deschid gura, să știu că cuvintele mele pot fi bombe atomice. Să știu, să fiu conștient de asta. Să nu mă joc cu realitățile acestea. Că prea mult ne jucăm. Și apoi, cetățile de scăpare sunt pline de oameni care spun, n-am știut, am fost atent. Mai bine să învățăm fără să ajungem acolo. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ce putem învăța este că intenția sau lipsa ei face diferența. Dacă omul era vinovat, trebuia ucis, nu mai exista. Cetatea de scăpare nu funcționa pentru cine era vinovat, doar pentru cine n-a avut intenția. A fost într-adevăr un accident. Dar pentru cine știa ce face, cu bună știință a pus mâna pe topor și a dat în cap. Păcatele cu voia și păcatele fără voia. Nu intru prea mult aici, dar sper să ne gândim mai bine când facem ceva, să ne gândim bine ce facem.
Al treilea rând ce putem învăța de la cetatea de scăpare este că judecata trebuie să fie dreaptă și bazată pe probe. Adică nu că am auzit că a venit, a plâns, m-a impresionat, m-a înduioșat până la lacrimi. Nu cred în lacrimi. Nu cred în cuvinte, cred doar în probe și în martori. Așa erau învățați bătrânii, când venea cineva, ai povestit, te-am ascultat, până una alta, până la judecată te protejăm, ești, funcționează prezumția de nevinovăție, ești nevinovat până la judecată. Vine judecata, judecata înseamnă vin martorii, vine răzbunătorul sângelui, vin toți, aduc probele și apoi vedem. Era sau nu era, cum spui tu. Mai era ceva foarte, foarte interesant acolo. Biblia subliniază dacă erau dușmani mai dinainte. Deci imaginați-vă că acolo erau Ion și Gheorghe. Și Ion l-a omorât pe Gheorghe, l-a omorât. Ion zice că e nevinovat, că n-a vrut. Judecătorul, când examina probele și martorii, vinea cu câteva întrebări. Cum se întâmplă și în tribunalele din zilele noastre? Între Ion și Gheorghe ce fel de relații erau? Cei mai buni prieteni. Ah, deci e ok. Nu, toată ziua Ion spunea, bă, îți iau cap într-o zi, îți dau două, te termin, te fac praf, toată ziua l-înjura, toată ziua îi vorbea urât, toată ziua de rău. Judecătorul cam zicea, a fost întâmplare, n-a fost întâmplare, dar conflictul tău pe care l-ai avut în fiecare zi deja mărturisește împotriva ta, este ceva împotriva ta. De aceea trebuie să înveți de la cetatea de scăpare să ai mare grijă cu relațiile pe care le ai. Dacă ești de prietenie sau dușmănie, adică dacă ești în dușmănie mereu cu cineva, în conflict permanent cu cineva, s-ar putea lucrul acesta să fie în defavoarea ta. Al patrulea rând ce putem învăța de la cetatea de scăpare este că oportunitățile trebuie fructificate la momentul potrivit. Da, Dumnezeu dă o șansă, dar tu trebuie să beneficiezi de acea șansă. Trebuie să fructifici momentul potrivit. Când omul a văzut că e vinovat, că de acum urmează să moară și el, că de acum judecata este asupra lui, realizează și aduce aminte, orice evreu știe treaba asta, întotdeauna în fața ochilor lui a văzut semnul acela care era pentru el poate lipsit de importanță până atunci, de mic copil întreba, tată, ce e asta? Miclat, cetate de scăpare, ce e asta, tată? Păi uite, dacă ai să fii vreodată vinovat, nevinovat, mergi acolo și ai protecție, ai imunitate. Și trebuia să fugă, trebuia să fructifice momentul. Nu mai era timp de altceva. Dacă vrei să scapi, fugi cât de repede. De aceea vorbim despre mântuire, vorbim despre iertarea păcatelor, nu mai este timp. Nu știi dacă moartea, dacă răzbunătorul sângelui nu vine noaptea asta să te ia. Și dacă ești în afara cetății de scăpare, ești pierdut? Dacă nu ești, și îmi place Psalmul 91, spune, cel ce stă sub ocrutirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, el este locul meu de adăpost. Cel ce stă, nu cel care trece. În locul de adăpost tu trebuie să rămâi, e ceva permanent, e ceva constant, trebuie să rămâi, să stai. Nu doar să treci la Paște, la Crăciun. Nu doar duminica și din când în când ieși și tu pe aici. Ci asta înseamnă o prezență permanentă. Și dacă ești, ai grijă să nu ieși niciodată de afară, că în momentul în care ai ieșit din cetățuie, ești expus pericolului. În al cincilea rând, ce putem învăța de la cetatea de scăpare este că sinceritatea și transparența sunt condițiile iertării. Omul trebuia să fie sincer. Cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare. De aceea omul trebuia să fie sincer, să vină înaintea bătrânilor să spună, asta s-a întâmplat exact, așa a fost, n-am nimic să vă ascund, n-am nimic să spun, n-am niciun interes, vorbele mele pot fi probate, pot fi verificate, pot fi analizate, dar conta foarte mult sinceritatea. Cu parcă, cu probabil, cu poate că era așa, cu tot felul de detalii de astea pline de incertitudini, nu cred că avea de câștigat cel în cauză.
De aceea noi punem accent pe mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Când mergi la poarta cetății, când mergi înaintea acelei cetăți de scăpare, n-are rost să te ascunzi. N-are rost să spui altceva. Vino și vino așa cum ești. Vino exact cu starea ta, exact cu ceea ce s-a întâmplat. Apoi, ce putem învăța de la cetatea de scăpare este că acceptarea disciplinării face parte din procesul reabilitării, al recuperării. Cetatea de scăpare era și ca un fel de închisoare, arest la domiciliu, un timp în care omul reflecta asupra vieții, un timp în care era separat de familie, de casă, de viață, de afacere, de tot ce avea el și era acolo. Era ca un fel, și ca un fel de pedeapsă pentru el, pentru un timp. Și apoi, la moartea marelui preot, putea să fie liber. Sau ultimul lucru pe care îl putem învăța din cetatea de scăpare este că există și a doua șansă. Și noi de multe ori îl numim pe Dumnezeu, Dumnezeul celei de-a doua șanse. Un om pierdut, un om care era cu sabia lui Damocle, cum spunem noi, adică oricând putea fi ucis, oricând putea fi omorât, oricând putea fi rostită sentința, oricând îi se putea da verdictul final, trăia mereu cu teama asta până la judecată, apoi nu știa ce se va întâmpla, nu știa dacă va muri el sau va muri marele preot, nu se știa. Mulți oameni moreau înainte să moară marele preot. Și nu știau. Dar când se auzea vestea, a murit marele preot, pentru ei acesta însemna a doua șansă de viață. Reîntoarcerea la viață. Mă întorc la viața mea. Mă întorc. Era o reîntoarcere în timp, era o a doua șansă. Și în seara asta sunt aici să spun că Dumnezeu îți dă și a doua șansă. Dumnezeu îți dă harul să te întorci la El. Dumnezeu îți dă binecuvântarea de a avea o nouă oportunitate, dar trebuie să beneficiezi. Pentru că în cetatea de scăpare nu trăgea nimeni cu funiile pe altcineva. Trebuia omul să decidă, să alerge, să mărturisească, să spună, să se expună. Era atitudinea lui în mijloc, nu a altuia. De aceea, dacă oamenii nu se vor mântui, nu va fi vina nimănui. Dacă un astfel de vinovat nu alerga în cetatea de scăpare, oricât ar fi dat el vina pe preoți, preoții nu erau de vină că el nu vroia să meargă acolo. Nu putea da vina pe drumul, nu putea da vina pe nimeni altcineva. Dacă nu ajungea în cetatea de scăpare, pentru că asta era responsabilitatea lui, era datoria lui. Era acțiunea pe care el trebuia să o întreprindă. Nimeni altcineva nu putea face în locul lui. Soția lui nu putea alerga în locul lui până la cetatea de scăpare. Nici tatăl lui, nici mama lui, nici copilul lui. Nimeni nu putea alerga, nici Dumnezeu nu putea alerga în locul lui. În cetatea de scăpare trebuia să alerge el, fiecare pentru el. Nimeni în locul tău nu putea alerga în cetatea de scăpare. Cel vinovat trebuia să fugă acolo. Vă amintiți de Lot? Trăia Lot în Sodoma. A venit Dumnezeu și a spus: Lot, ieși, fugi de aici. Doamne, dar am afaceri, am copii, am case, am lucruri, stai să văd. Și spune Biblia, fiindcă Lot zăbovea. Fiindcă Lot zăbovea. Că așa suntem noi. Mai... Da, știu, dar tot e greu, că suntem prinși de pământ, de toate astea și Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu l-a tras de mână. Dar trebuie să mergi. Noi te putem convinge, te putem constrânge, dar tu trebuie să ieși, Lot. Și când ieși, să nu te uiți înapoi. Te duci drept înainte, cauți o cetate de scăpare. Dumnezeu a spus, acolo e cetatea ta de scăpare, acolo îți găsești locul de adăpost. Doamne, cam departe, hai că-ți dau una mai aproape, nu mai scapă-ți viața. Nu mai e timp, scapă-ți viața. Doamne, dar nu s-ar putea mâine, știi că eu tocmai aveam niște întâlniri, aveam niște programări, mai aveam niște discuții, mai aveam lucruri de pus la punct, mai aveam ceva, cineva trebuia să mai aducă niște bani. Lot, nu mai e timp. Lot, nu mai zăbovi, nu mai e timp de nimic altceva, e urgent, Lot. Tu înțelegi că e chestiune de ore?
Fugi! Aleargă! La fel și cu mântuirea, nu-i timp, astăzi este vremea potrivită, nu mai avem timp să amânăm, nu mai putem spune mâine, nu știm dacă va exista un mâine. Astăzi este vremea potrivită, azi e vremea mântuirii, astăzi poți să te salvezi. Pentru că noi vorbim de o cetate de scăpare sau o cetate de salvare, deci în joc e vorba de mântuire, dar noi acum vorbim nu despre mântuirea, nu despre salvarea, nu despre scăparea trupului și a vieții pământești, dar vorbim despre altceva în termen spiritual, de o salvare a sufletului tău. Diavolul este pe urmele tale, tu oricum ești vinovat și nu poți avea mântuire decât dacă alergi în această cetate de scăpare care este Domnul. De aceea mă rog în seara aceasta să poți face acest pas spre Domnul, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Închei trecând doar în revistă denumirile acelor 6 cetăți de scăpare. Pentru că pentru evrei numele nu e un simplu nume. Întotdeauna în nume există mai mult decât un simbol. Există ceva, e emblematic numele totdeauna. Prima cetate era Kedesh, care înseamnă locul sfânt, altar. Dacă vrei să scapi, vino la altar, vino la locul sfânt. Sihem înseamnă umăr. Ai o povară și simți că nu mai poți să o porți, trebuie să te ajute cineva și trebuie să găsești un umăr pe care să plângi, un umăr pe care să poți pune povară, un umăr care să se aplece sub tine, să-ți ia povară, să ducă. Dar Domnul poate purta povara ta și El a venit să ia povara ta pe umerii Lui. În cetatea de scăpare vei găsi umărul care te va ajuta cu poverile tale, cu povara păcatului. Cea mai mare povară din viața omului nu-i factura la gaz sau la altceva, nu-i amenda care tocmai a venit, cea mai mare povară a omului este povara păcatului. Și nimeni nu poate plăti, nimeni nu poate lua, nimeni nu poate ridica această povară a păcatului lumii decât Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Hebron înseamnă comunitate, părtășie sau prietenie cu Domnul. Cetate de scăpare, să fii într-o comunitate, să fii într-o părtășie, să fii în prietenie cu Domnul. Bețer, abia Bețer înseamnă cetățuie, refugiu, turn de scăpare, fortăreață, loc în care să fii salvat. Doar la El găsești refugiu, tu mi-ești refugiul când sunt slab. Tu ești cetățuia, de aceea când ne gândim la psalmist, pentru noi acum, când spunem cetate de scăpare, Miclat, mi se pare, nu, pentru, dacă citiți cu gând după predica asta, probabil veți citi altfel psalmii lui David, de exemplu. Tu ești cetățuia, tu ești turnul de scăpare, tu ești locul meu de adăpost, tu ești cetatea tare în care mă încred. Ramot înseamnă înălțime, înălțat. Când vii în cetatea aceasta de scăpare, Dumnezeu te ridică. Pentru cel căzut înseamnă ridicare, înseamnă înălțare. Și Golan înseamnă bucurie. Când ai ajuns acolo, poți să răsufli ușurat. Poți să fii plin de bucurie și de asta e și ultima cetate, pentru că bucuria este cea bucurie a mântuirii, a izbăvirii. Cea mai mare bucurie, nu-i mai mare bucurie pe pământ. Bucuria să știi că ești mântuit, că păcatele sunt iertate, că vina a fost iertată, că ești declarat nevinovat. Nu pentru că ești, cineva te-a declarat. Cineva a murit în locul tău. Tu ar fi trebuit să mori, dar a murit altcineva și prin moartea lui tu ai viață. Prin ispășirea pe care l-a dusă, prin jertfa lui substitutivă, adică în locul tău, a murit cineva. Cineva a plătit pedeapsa pe care trebuia să o iei tu, a luat-o El pe umerii Lui. Povara pe care tu trebuia să duci, a luat-o El pe umerii Lui. Prin rănile Lui ești tu vindecat, trebuia să porți tu boala, a luat-o El asupra Lui. Rușinea pe care tu trebuia să o duci, a luat-o El asupra Lui. Și toate poverile păcatului și toate consecințele păcatului le-a luat El asupra Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Astea și multe, multe altele putem învăța de la cetățuia de scăpare, de la cetatea de scăpare. Dar mă rog în seara aceasta Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care încă nu și-au scăpat sufletul să o facă. E timpul cel mai potrivit. Este un loc, locul cel mai minunat din lumea aceasta. Ușor accesibil, la îndemână, potrivit, aproape. Poți să-ți salvezi sufletul, scapă-ți sufletul, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Ai harul, ai șansa în seara aceasta să intri în cetatea de scăpare.
să vii la Domnul cu viața ta, cu păcatele tale, cu vina ta și să fii iertat, să fii mântuit, să fii salvat, să fii scăpat. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.